Bună ziua, dragii mei prieteni, mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătării la Zidana Ozacuna și bun venit pe canalul meu de YouTube în bucătării la Zidana Ozacuna. Da, la toată lumea este sărbătoare, la toată lumea vin sărbătoare, indiferent fie el Paștele, Crăciun, chiar o zi de naș sau un nunt sau cu mătrii, toate gospodinile coc cozonaci, diferite cozonaci. Eu astăzi am făcut cozonaci cu multă, multă umplutură, nemaipomeniți de gustoși. Aici am câțiva, i-am făcut pentru copilaș, ca să-i dăruim la copilaș. Uitați-vă cât sunt de frumoși, minunați! Așa, dar am și cozonaci cu mult mac, am și cozonaci cu ciocolată, am și cozonaci simple, am și cozonaci cu miez de nuc și halva cu de toate. Așa, am toată rețeta, v-am filmat-o, aici este foarte important cum să faci aluatul, decorul, deja la legi, tu poți să-i pui și simplu să-i faci cum am făcut eu aici, un simplu, ia uitați-vă, cu mult, mult umplutură, foarte gustos, foarte nemaipomenit. Aici am făcut cu glazură de ciocolată, aici am făcut cu bezea de ou și gelatină, așa, și asta este rezultatul. Eu am foarte multe rețete de cozonaci pe canalul meu de YouTube, diferite forme, diferite decoruri. Eu sunt amatoare de cozonaci, mai ales la făcut, dacă să luăm 5 cent, încă nu am gustat. Dar dacă e vorba că să fac cozonaci cu vișnă, cu miez din nuc, cu halva, cu mah, cu stafide, eu sunt prima. Într-adevăr, arată frumos. Eu mă pot lăuda singurică cu această rețetă minunată. Dacă cozonacul copt, el trebuie să fie ușor, ia uitați-vă, da? Deci ușor și copt bine, ia uitați-vă și față frumoasă de ce are la mine. Deci nu mai intră așa mod, este un cozonac copt, când are o față, o talpă frumoasă, formidabilă. Asta este foarte important, că noi știm, noi nu putem să lăsăm, deci, talpa să fie albă, trebuie să întotdeauna să o vedem, depinde de cuptor. Ia uitați-vă, cozonacul, ia, tocmai atât e de moale, așa. La fel și la cozonacul cu multă umplutură. Deci noi trebuie numai decât să avem un cozonac frumos, așa, să aibă, deci, talpa frumoasă. Hai să-l tai acum unul, că-ți vedeți cum arată. Clar că cu umplutură, el a să fie mai greu, fiindcă el are umplutură, așa, îl tăiem când îi rieci, nu când îi fierbinte, așa, ia uitați-vă și minunăței de ce am eu, ia, minunat, perfect, cu mult, mult umplutură, ia uitați-vă cât el e de copt și are umplutură de ajuns, mai ales pentru persoanele care iubesc, deci mult umplutură. Așa, și am zis, tai acum fără umplutură, că mai sunt persoane care nu iubesc, deci cu umplutură, depinde, da? Așa, am să-l mut pe ăsta, așa, în loc, fiindcă ei la mine sunt călduți. Și vreau să tai cozonacul, deci care nu are, deci, umplutură, ia uitați-vă, da să-l rup, cel mai bine eu am să-l rup, ia uitați-vă, ia, perfect, ia uitați-vă, încă la mine este fierbinte, minunat, uitați-vă și cozonac, deci eu am făcut bun, cât de frumos el arată, cât el iese de puful, cât el iese de cobini, galben, minunat, deci la fel talpa coaptă foarte bine. Ia uitați-vă, și aici la fel, ia uitați-vă cum arată, minunat, moale, molcuț, perfect, gustos. Așa, deci eu am venit cu toată rețeta, pas cu pas, cu minunatul meu cozonac. Vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, lăsați un comentariu din ce țară mă priviți sau chiar din ce oraș. Și eu vin cu diferiți cozonaci. Eu pe canalul meu de YouTube am mulți, dragii mei prieteni, chiar și pentru prietenii, chiar și pentru surori, chiar și pentru soacră, chiar și pentru mama, eu de fiecare dată fac cozonaci. Hai la treabă și vă arăt cum am făcut rețeta! Deci, dragii mei prieteni, eu am revenit la rețetă. Mai întâi, eu am nevoie, fiindcă astăzi voi face din 5 kg de făină, fiindcă la mine vine Paștele
Și eu trebuie să fac pentru toată lumea să mai ofer câte o păsculiță sau câte un cozonac la persoane dragi. Eu am aici 14 ouă de casă. Așa. Le-am pus într-un vas curat. Toate vasurile trebuie să fie curat. Și eu am aici 1 kg de zahăr. Așa. Și mai întâi eu îmi bat bine, bine zahărul cu ouăle. Asta este foarte important. Apoi venim la untul topit, apoi venim la laptele acru, absolut la tot. Bat bine maximum vreo 4-5 minute. Uitați cât este de galben, dacă sunt ouă de casă. Așa. După ce le-am zbătut bine până când s-a topit zahărul, zahăr vanilat pentru miros, numai decât. Așa. Amestecăm bine. Așa, dar eu mai am aici ceva interesant pentru miros, pentru gust. Eu am, dragile mele, șofran, șofran natural. Ia uitați-vă, da, deci este cu ștampilă. Eu am sfărâm, șofran spun în cozonac. Se primește foarte, foarte gustos. Așa, ia uitați-vă, la mine este șofran natural, foarte gustos. Eu folosesc mult șofran și la ceaiuri, pentru diferite tratamente. Așa îmi spun aici ca să nu-mi cad, fiindcă la mine este scump. Chiar este scump. Așa. Fărâm bine în felul următor ca să-mi pun în cozonac. Așa, deci eu îmi tun puțin șofran. Așa. Pentru miros, numai nu mult, da? Amestec bine. El imediat îți face o culoare încă mai galbenă. Așa. Amestec bine, bine. Am încălzit 500 de mililitri de lapte călduț, adaug și tot aici îmi pun 500 de grame de unt topit, numai decât 500. Să-mi topească, așa îl pun la topit și pe el. Sare, numai decât sare. Amestec bine. Jumate de lapte acru, numai decât, sau chefir. Așa. Noi ne uităm că noi avem deci 5 kg de făină. Eu am aici o lămâie, am să-i scot coaja, numai galben, fără albă, o fărâm bine și o pun și pe ea. Așa, ia uitați-vă cum eu am format-o. Așa. O pun și pe ea. Pentru gust, numai decât. Amestec. Bine. Am și unt topit, dar câte puțin, că el este călduț. Iară, puțin, câte puțin. Ia uitați, deja este galben natural din partea la șofran, ouă. Așa și tot untul. Așa. El stopește imediat că este călduț. 50 de mililitri de ulei de măslini. Așa, ajunge. Sunt 50 de mililitri. 50-60. Amestec bine. Dragii mei prieteni, și-a ajuns timpul la Maia. Ia uitați-vă, Maia-ua mea, cât de bine arată. Eu am pe canalul meu de YouTube cum am făcut-o. Eu am frământat-o, deci
sau am amestecat-o, mai bine zis, câteva ore mai înainte ca ea să fie activă. Eu o ton toată, câtă drojdie să-mi trebuiască pentru maia, 100 de grame la 5 kg de făină. Așa, pe toată. Perfect. Și ne-a rămas, deci o chestie. Și ne-a rămas nouă, făină. Clar că făină. Eu am aici deja umpluturile mele toate. Dacă ați observat, eu am aici fructe cristalizate. Eu am aici halva. Ia uitați și fructe frumoase, da? Halva, cacao, mac, vișină, ce dorești tu? Stafidii albe sau aurii, se numește gold, sau chiar bucăți de ciocolată. Că eu am să fac cu mai multe. Abricoasă uscate. Mac. Numai decât macul. Numai decât. Așa. Și de ce îmi fac? Încep, încet să adaug făina mea. Toată făina cernută. Numai decât. Dar, înainte de a baga făina sau adaug făina, eu trebuie să adaug stafidele. Deși stafidele, că ele puțin să se umfle, să fie mai molcuți. Eu am să adaug. Aici am 200 de grame de stafide și am să adaug fructe cristalizate, la fel 200 de grame. Așa. Puțin ca ele să se umfle. Amestec bine. Așa. Le las vreo 7-8 minute ca ele sus în umfle, este foarte important. Așa, și încet, încet voi adăuga făina. Și deci începem cu făina. Eu adaug puțin câte puțin, până când amestec, până când nu pot mai mesteca cu tenul, clar că eu adaug, deci, mânuțele. Și voi frământa undeva vreo 30 de minute. Care pentru persoanele care aveți mixer cu mare drag. Așa, amestec bine, iar făină. Întotdeauna făina să fie cernută. Iar făină. Amestec cu încetul, cu dragoste, călduț fi în căsuța noastră sau în cămeruța unde noi facem cozonacul nostru. Așa. Miroase perfect de bine, miroase bine, bine, bine. Deci când eu nu mai pot amesteca cu tenul, am scos tenul, cu Doamne ajute, și încep amesteca cu mânuța. Absolut totul, mânuța curat să fie. Așa. Până când obțin un aluat gros, frumos. Așa. Deci eu amestec. Dragii mei prieteni, deci eu am frământat foarte bine aluatul meu. Am pus puțin mânuțele cu ulei. Așa, iau uitați și aluat. Minunat. Perfect. Și las la crescut măcar 4 ore. Ia uitați-vă, da? Molcuț, molcuț, molcuț. Așa, ca să nu-mi lipească de vas. A, uitați și frumos, miroase bine, miroase chiar a cozonat, miroase chiar a paște. Așa, las totul bine cu o peliculă, apoi cu un prosop bun, ca să fie călduț și îl pun la loc călduț, numai decât pentru 4 ore, deci eu îl uit. Dragile mele prieteni, deci aluatul meu a crescut foarte bine, foarte bine, uitați și aluatul bun am. Deci am deja gătit și umplutura. Eu am pus aici halva, vișină și cacao, miez de nuc, fiindcă noi îl iubim. Și acum am cântăresc câte 300 de grame de aluat în umplutură, dar voi folosi astfel de tăvi. Fiindcă ele sunt de unica folosind și sunt foarte bune și nu lipesc. Hai la treabă! Așa, deci eu mi-am pus aproximativ câte 700 de grame. Am cântărit pe cântar. Așa, în felul următor.
Fac deci o tortă și o umplu cu umplutură. Am făcut o tortiță mare. Am luat dulceața mea sau umplutură. Așa, noi iubim cu multă umplutură. Ungem așa bine. Așa. Numai pe jumate. Are și calba la mine. Are și miez de nucă și vișină. Așa. Am ajuns la jumate, da? Când ajung la jumătate, și fac eu. O tai. O tai și o lipesc bine, ca să nu se deslipească. Așa, încet, frumos. Luatul e foarte bun la mine. Îl pun deoparte. Partea a doua, iar de nou, îi pun umplutură. Așa. Dacă doriți mai mult, această umplutură la mine nu curge. Fix așa procedez. Și cu a doua parte. Așa, ia uitați și frumos s-a primit. Așa, deci are fructe cristalizate, are stafidi, se vede absolut tot. Așa. Forma care eu am vorbit mai înainte de ea. Și în felul următor o las, deci, la crescut. Maxim o oră, apoi le coc. Dar aici am făcut cu multă umplutură, că mai am în casă tăiet. Vă arăt imediat unul. Mai am în casă persoane care iubesc cu multă, multă umplutură. Și cozonacii mei sunt gata. Arată foarte bine. Unii i-am pus cu multă umplutură, unii i-am pus fără umplutură, numai cu mac, unii i-am pus mac cu fructe cristalizate, alții i-am pus numai cu dulceață de cireșă. Așa. Și îi dau la cuptor, dar mai întâi îi las undeva cam o oră să crească. Ia stup cu peliculă frumoasă și îi las să crească. Deci formidabil. Așa. Minunat arată atât de bine, dar deja în casă la mine miroasă a Paști. Mai am și aici micuț pentru copilaș. I-am început să scot cozonacii mei, s-au ridicat foarte frumos. Dacă ați observat, eu nu i-am uns cu nimic, eu vă explic deși, dar sunt atât de puhovi, cu multă umplutură. Ia uitați, se vede macul foarte bine. Eu nu i-am uns, dar nu i-am uns din caz că i-am să le pun bezea de ou deasupra. De fiecare an eu îmi pun bezea de ou ca să-i decorez. Nu are rost să-i ung cu gălbenuș de ou. Ia uitați și de frumos se primește. Bezea bătută cu sirop de zahăr și gelatină. Mai mult nimic. Ia uitați, voi aveți? Așa. Ca să-i decorez în așa mod. Dragii mei prieteni și rezultatul meu, uitați-vă și cozonașii am făcut eu frumos. Da, deci decorul rămâne la alegerea voastră. Copți bine, frumos, galbeni. Nu uităm că sunt galbeni de la șofran. Eu am făcut și fără glazură, și cu glazură de ciocolată, și cu glazură din bezea de ou. Și pur și simplu, simple, aici l-am făcut simplu că am pe cineva în casă care nu iubește cu nimic simplu și cu ciocolate și cu migdale, absolut cu tot. Ia uitați-vă și frumusețe am făcut eu. Deci aceștia sunt cozonacii mei
cu multă, multă umplutură de paș. Se vede foarte bine că are multă umplutură, dar sunt foarte gustoși. La mine deja este sărbătorile de Paști, miroase a cozonaci. Mâine vopsim ouăle, facem diferite bucate. Vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, o zi cât mai liniștit și sărbători fericite tuturor!